Salutare tuturor din nou, bine v-am găsit la un nou episod Roleplay CAP România. Așa că hai să vedem ce avem de făcut. Între timp s-au schimbat planurile, m-au pus sunat de primar. Nu o să trebuiască să mai merg după băieți să iau cu autobuzul, vin ei direct la CAP. A avut el pe cineva în drum și a zis să ia, așa că o să mergem direct să luăm băieții, să vedem ce vom face azi. Mamă, nici nu vine să plec de acasă. Uit și eu aici. Uite ce frumos e și eu mă duc la muncă. Ei, doamne, doamne, doamne. Băieți, să vedem dacă... Uite-l pe Spartan, e la poartă acolo, cățelul meu. Să ne pun repede să mănânce. Niște bobițe. Sper să-mi pornească tractorul azi. Hai, mă. Hai, tata. Gata, l-am păcălit. Oricum, pentru orice eventualitate, lăsați-mă în pantă. Dacă nu pornea, îl dădeam drumul pe liber. Repede la ce, la CAP. Aoleu. Bine că e aproape aici. Vreau să trag și eu aici, am de tras. Nu-l mai opresc. Cred că băieții deja așteaptă aici. Salut, băieți! Să trăiți, domn Patraulea. Ce faceți, mă, băieți? Uite, fumăm o țigară până vine domn primar să ne deschide și nouă poarta. Da? Uite că vine și primarul să vede pe aici. Cred că a fost pe la silo să vadă câte kilograme, câte ar. Salut, domn primar! Să trăiți, domn Patraulea. Ce faceți? La treabă. Gata de muncă. Am gata, gata. V-am pregătit combinele, puteți să vă urcați în ele și haideți să mergem repede să vă arăt terenul. Hai la treabă! Uite-și. Ce pișcă băieții combinele aici. Le pișcă de spui că nu-i adevărat. În București, Craiova. Îmi dau și-o drumul la Girofar că sunt pe stradă. Am și ajuns, bă, băiete, să vede pe unde mă bag, cred că pe aceea, pe partea asta, încă vis-a-vis de peco, așa. Uite așa. Ăsta-i terenul. Da, domn Patraulea, acesta-i terenul. Hai să vedem ce umiditate are în greu ăsta în el. Nu e bine? Ar mai fi trebuit, lăsa vreo două zile, dar să anunță ploi. Hai să-l băgăm în el. Dăm drumul? Are umiditatea un pic cam mare, dar... Dați-i drumul, băieți. Dăm drumul? Gata. Nu, dați-i drumul. Dați-i drumul, drumul, băieți. Bun. Păi ce să zic, domn primar? În caz, am rugămintea la dumneavoastră să-i stați puțin cu ochii pe băieții ăștia să facă și eu o treabă bună, da? Normal, eu, normal. Din păcate nu pot rămâne cu voi. Am o urgență la primărie. O să ne vedem mai târziu când terminați.
și vedem ce mai avem de făcut. Domn primar, okay. Dacă tot suntem împreună, hai să ne dăm mai într-o parte aceea. Aș vrea să vorbesc și eu puțin de salariu. Cam ce salariu puteți să-mi oferiți pe lună? Din păcate, nu pot să vă ofer decât 10 milioane pe lună. Și pe pământ? Și pe pământ, nu știu ce să vă zic. Pe pământ vă oferă de un bunul Dumnezeu. Am înțeles, domn primar. Și ca program, așa că asta m-a interesat cel mai mult, programul. Ca program. Mă, tată, programul ar fi de la 10 la 7 seara. De la 10 la 7 seara? Am așa, da. Am înțeles. Aveți telefonul la dumneavoastră, că l-am uitat acasă, palmă. Îl am la mine, sigur că da. Să dau și eu, să dau și un telefon lui mama. Aoleu, pe ce a pățit? Să-i spun să mă scoată de la întreținere, că la programul ăsta am arăt măicuța mea, dacă nu. Gata, domn primar, așa rămâne. Vorbim, vedem, poate mai negociem cu timpul. Da, domnul patrule, cum să nu? Bine, tăticul, hai. Ne auzim, numai bine. Auzi-te la el, 10 milioane. La banii ăștia nici nu porneam UTB-ul, dacă știam. Erească Dumnezeu. Dacă îi opresc și pe ăștia la alții acolo, să le zic vestea. Ia să vedem ăștia ce zice. Ia stai așa, mitul. Bă, băieți. Zii. Cu cât vă dă... Cât vă dă vouă primarul pe lună, mă? Păi cât e ajutor social, nu știu, 800 de lei, nu știu, că la mine e iar nevastă mea, nu mă întrebați. 800 de lei? Da. Așa zice ea, acum nu știu. Am înțeles. Nu, acum, da, atât am vrut să vă întreb, cât luați și voi pe lună, ca să știu să-mi fac și eu un calcul. Hai, dați-i drumul la treabă, că e de rai. Bă, da, 800 de lei, bă, băiatule, și mie îmi dă 10 milioane, deci practic eu cu utilajele mele venite de acasă iau cu 200 de lei în plus față de ei și zic că ai și grijă de ei, patraule. Vai, mămica mea, doamnă. Nu cred, nu știu în ce m-am băgat, dar cred că mă trag la umbră undeva, că consum motorină degeaba la banii ăștia. Bă, băiatule, bă, nu vine să cred, mă, 10 milioane, mă. Hai de viața, mă. Aceea lupresc. La umbră stau. Stai cu ochii pe băieți, nu mă interesează ce fac băieții, mă, la banii ăștia. Vorba, auzi, program 10-7. Am zis că zic, dacă o dau o glumiță cu el, poate schimbă și el ceva, 10 milioane. Vai, doamne. Unde dracu l-am găsit eu pe ăsta? Hai să mă uit măcar să văd ce face ăștia, că parcă văd că face vreo minunăție și mai îmi scade și din salariu. Îl iau și-l spânzor. O băieție să descurcă bine. O, mâncava stilul vostru și după ce că eu sunt și un băiat cu nevoi speciale, trebuie să mănânc, să dorm, să mă îmbrac și eu ca toți oamenii. 10 milioane. Lidl, ne vedem la anul. S-ar putea să iasă recoltă destul de bună. Arată și frumos, culoare frumoasă. Umiditatea era puțin cam mare când am băgat mâna în el, dar oricum totul e destul de ok. Ia să mă duc eu să descarc și pe Mițu. Mitul lui Lina Muta.
Dă-și drumul la pipe la mitul. Am cald azi, nu-i așa? A zis ceva? Am cald azi, nu se aude din cabină, chiar dacă a țipat din cauza motorului. E destul de cald. E cald. Calabalamu. Și mai am și nervi azi. Bună, am putut o remorcă. Ai, mamă, că a venit dracu, ia uite-l. Ia ziceți, domn primar, uite, prima remorcuță, ia urcă-te aici să vezi ce marfă de calitate ai avut pe teren. Ah, bun, bravo, băieți. Mitule, oprește combina. Dă-te jos, tatăl. Ați zis, domn primar, că nu v-am auzit, mai ziceți o dată. Veniți încoace, veniți încoace. Patraulea? Hai că am o mică urgență. Ce s-a mai întâmplat? Hai că a trecut un camion cu lemne pe șoseaua națională și au căzut niște bușteni. Am sunat repede pe Ion de la pază, a adus căruțele în față la CAP. Chelbosule, oprește combina, te rog frumos, tată. Gata, gata, acum adun primar. Așa. Patraulea, ia-l te rog pe chelbosul și veniți repede să luați lemnele alea, că blocăm traficul. Blocăm traficul. Bun, hai că decuplez aici și vin imediat. Domn primar, eu stau și termin treaba, da? Da. Termină treaba, Mitule. Nu stai și termina treaba. Unde e, mă, ăsta? Mitule! Haide, dacă-ți lemne de încărcat, vino la încărcat, ca să încărcăm repede și pe urmă ne întoarcem cu toți aici. Hai să vedem unde zice că-s lemnele. Oare treaba asta o fi tot în aia 10 milioane sau? Că dacă e tot în aia 10 milioane, auzi lemne, acum mai rup și spatele, drept. Mă, mica mea, doamne. Domn primar, iau tractorul ăsta? Hai, Chelbosul, ia tractorul ăla, stai să vorbesc cu patraulea. Patraulea, ia te rog frumos căruța aia altă, da? Ai adus Ion aici. Și haideți repede să luăm buștenia aia, că blocăm traficul și... Gata, așa. Mitule, tu vii în spatele nostru, da? Ușurel, așa. Și pe mine mașina, domn primar, că nu mai pot să alerg. Da, fii atent, ia mașina mea și du-te în față, drept înainte, și ajută-i pe băieți. Patraulea? Da. Buștenii aduceți aici la CAP. Am înțeles. Gata, domn. Să mergem la buștene acum, să luăm buștene. Ce trecut o fi vărsat, mă? Ce camion, mă, o fi fost pe aici până la noi? Ori o fi fost ăștia care s-a apucat de vândut lemne până la noi pe-n sat? Îmi fură job-ul pe aici? Mamă, că-i găsește toți draci. Ma. Ce lemne frumos aici, bă. Ia, tragem una aici. Azi, băieți, și încărcați. O, dacă vrei să mâncați așa. Băgați acolo că e perfect. Să vedem să nu vină ceva pe aici, la trafic. Șalinii mele. După atâția bușteni,
Ai voie. Ai voie că la 800 de lei, o grămadă de bovan luați, fără utilaje, fără nimic. Poți să mai pui mitule unul la mine aici? Mai pe față, ca să echilibrăm puțin căruța asta. Acum... A, l-ai dat. Gata. Să știu cum mă întorc aici. Cum mă întorc aici. Uite așa. Ia să le ducem la CAP. Lemnele din mijlocul străzii, bă, băiatule. Patraule, ei, du-le tata acolo la unde sunt fiarele vechi. Am înțeles. Acolo la fiarele vechi. Am înțeles. Hai să ducem să lăsăm căruțele acolo la fier vechi. Le vrei să le las? Ia că nu mă aud. Le las aici pe lângă rampa asta, le băgăm pe aici pe lângă rampă sau le duc mai în spate, da, încolo? Lângă rampă e bine, e perfect. Okay. Parchează acolo cu lemne, cu tot. Patraulea? De? Dă-te jos. Mai am o rugăminte pe tine. Ia zi. Îți mai dau 1 milion în plus. Așa? Te rog eu frumos. Tractorul tău poate să tragă remorca aia de acolo de parcat în stânga? O vezi? Hai că am vorbit cu NPX mecanicul și vreau să duc și eu UTB-ul la ruginit la service, să-i lăsăm lui NPX acolo la service. Am înțeles. Pot să-mi-l transport și mie până acolo la NPX Service? Eu zic... Îmi mai dă 1 milion în plus. Eu zic că da. Da? Bine. Băieții te așteaptă aici, da? Băieții mă așteaptă aici? Ok. Numai să mă ajute și pe mine să mă dirigeze puțin, să-l urcăm pe rampă, dacă... Am, sper să nu mă dezamăgească UTB-ul ăsta. Am eu modificare făcută pe el, dar 80 de căluți. Sunt tot 80 de căluți. Mersi, Chelbosu, mersi, tati. N-aveți pentru ce, domn Patraulea? Ai pus și cablurile? Da, domn Patraulea. Deci fii atent, o să încerc să-l bag cu spatele până aici și vedem pe urmă dacă e ajutat să împinge și voi, că n-am troliu foarte bun pe asta, din câte să văd. Te urci tu în tractor și noi împingem de la spate, da? Atâtea, domn Patraulea. E bine?
E bine, patrolea, băieți, duceți-vă în spate la UTB. Patrolea, vezi, poate reușești să pornești un pic la cheie cât să urci cu el. Dar mi să nu-i sară, să-i sară pistoanele, că știi că a zis că e blocul motor crăpat. Închide și mie capota aia. Florine, închide capota aia, te rog frumos. Că îmi murdărez mâinile. Mersi, Florine, mersi tot. Aveți pentru ce, domn patraule. Hai, băieți. Hai, băieți, hai, băieți, împingeți. Atât, atât, lăsați-l așa. Așa, patraule, atât. Leagă-l bine. Perfect, că nu vreau să-l pierdem. O să ne facem treaba și cu ăsta, pe viitor. Du-l acolo, că am vorbit cu mecanicul și te așteaptă. Îl lași acolo, în curtea serviciului, da? Îl bagă el. A zis că era pe casă și a ceva de mâncare. Îl las cu tot cu platformă. Lasă cu tot cu platformă și vin apoi. Eu o să-i duc pe băieți la teren, da. Și vin apoi la teren acolo să iei remorca, să o aduci aici, da? Ok, ok. Bine, tată. Mai facem un milion în plus. Of. Ducem repede la NPX, la service, mă. Mamă, unde e Ion, mânca? A ieșit din tură, Ion? Așa, hop, așa. Mamă, ce fum negru a început să-mi scoată ăsta al meu. Mai. Trebuie să vorbesc cu primarul să văd, îi spun dacă în banii ăștia măcar pot să alimentez și eu UTB-ul de la el, de aceea de începe, ca să nu mai îl alimentez eu separat, că e altă motorină și dă bani prea puțin. Recustăm așa, nu face nici 10 milioane, e numai motorină. Of, 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 măi doruleț, dor. Ia să vedem cum îl băgăm aici la NPX la service. Și a zis că să-i las cu tot. Ia să vedem. Cum facem noi combinația asta aici? Mamă, ce îngust e și aici la asta la service. Și acum dă patraulea cu spate. Cu proțap și din interior și... Ei, mamă... Să duce, îl las eu drept aici, în mijlocul drumului, așa. Ca să pot să și ies, să poată să-l prindă și în EPX de aici ușor. Hop. Este o posibilitate să-l mute. Nu mi-a zis să-l dau jos, nu mi-a zis să-i fac nimic. Am stat cu tot cu platformă. A laitat. Facem înapoi la treabă. Car wash. Uite, într-o zi o să vin și eu aici să-mi bag și eu tractorul la spălat. Am înțeles că dau băieții ăștia de aici un polish tălă extraordinar. Lucește tabla. Gata, domnule. L-ai dus? Da. Am lăsat acolo pe platformă cu totul. Perfect, super. Băieții au terminat. Băieții acum o să ducă înapoi la CAP să parcheze combinele.
Rugămintea mea e să tractezi remorca plină de ors și să o vergi în silozul CAP-ului. E ok? Da, 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 pe oricum nu trebuie să-mi iau remorca acasă, că o las mi-o fură ăștia drept pe aici. Da, exact. Bine, domnul Patraulea. Ne vedem în CAP. Bine, domnul. Mitule, fii atent, Mitule, că ăsta calcă, nu? Aici o problemă. Poate după sarcina asta nu ne mai dă nimic să lucrăm și noi pe ziua de azi, hai să legăm și noi repede și să mergem la treaba noastră. Dacă nu mă lua de aici, poate rămâneam și eu, duceam și o jumătate de remorcă acasă la mine în silos. Dar m-a luat, m-a trimis, hai că alea, stai să văd milionul ăla în plus, că aia mă interesează pe mine. Că plata, că nu știu ce, că se iei pe primărie, că o fi copățit, dar banii... Banii ioc. Ah, Doamne. M-a luat și măseaua asta să mă doară, să-ți văd când e și tâmpla. Mi-a mai dat și răspunsul cu 10 milioane. Când, dracu, ce să fac cu 10 milioane la dentist? Să ce să... Mă duc la ala și îi spun, băi, tati, eu muncesc pe 10 milioane. Primar, 2000 de euro, paltonul pe el și dinții mei. Practic, pe persoană fizică, sunt singurul om care bate vântul în gură. Eu tot mă și pe ăsta. Ce dracu faci, mă? Descalcă-mi patraura. Lasă-l pe patraura să descarce, că l-așteaptă ta sumare acasă. Gata, domn primar. Doamne ferește. Dumnezeule, doamne. Opriți motoarele, băieți. Haideți aici cu toți. Domn primar, domn primar, că tot stăm de vorbă. M-am gândit că m-ați întrebat zilele trecute de cum să se numească CAP-ul ăsta. Da. Eu zic că să fie ceva de genul Societatea Rândunica. Muncă, bani, sulica. Că... Așa părere aveți voi despre primar? A? Nu despre, nu domn primar, dar când vine cineva la noi în sat și zice în comuna Blejoi ce avem? Da. Avem Societatea Rândurica, multă muncă. Nu că banii sunt o grămadă, adevărul, că ce vreau să vă zic, în aia 10 milioane e cash, da, sau brut? E net sau brut? E anti-brut. Și netul care e? Netul vine pe drum. Am înțeles. Să fie 5G atunci. Eu mă țin de promisiune. Știți că mereu v-am promis și m-am ținut de cuvânt. Banii da. O să-i primiți. Nu o să-i primiți astăzi, evident. Eu nu umblu cu banii cash la mine. Aia zic și eu. Da. Mâine seară o să ne întâlnim cu toții în fața primăriei și o să vă dau și bănuții pentru ziua de astăzi. Vă mulțumesc frumos că m-ați ajutat, mai ales cu lemnele. Chiar m-ați ajutat foarte mult că blocam traficul. Ce să zic, cam asta a fost pe ziua de azi. Vă mulțumesc foarte mult și ne vedem mâine dimineață la primărie, da? N-aveți pentru ce, domn primar, n-aveți pentru ce, tati. O zi bună. Sănătate. Sănătate, băieți! Domn Patraulea, dar nu putem să luăm și noi o cărți? Ce ai zis, mă? Una din cărățele aia cu lemne, nu putem să facem și noi ceva, un mișmaș, ceva acolo?
Da, te faceți dacă vreți, eu nu am chef să fac absolut nimic. Am înțeles, gata. M-a dus să-mi duc utilajul înapoi și cam atât, voi pe ziua de azi, vine că am terminat cu treaba. Ia fi atent că fac schema sujimațul ăsta. Asta schema de aia. Bang. Că rămân fără baterie, poate pur și niște motori de aici din ceafe. Vezi ce să vă zic, cam atât. Mai stau pe aici, mă fac că mă uit pe la pompa de motorină, că mi s-a oprit tractorul, poate iau și eu ceva după aceea, că reușesc să iau. Dacă nu reușesc, ai. Ce să vă zic, până data viitoare, eu am fost Patraulea, toate cele bune și, cum vă zic eu de fiecare dată, fiți cu minte, nu cu minți. La revedere!